Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calmlands. Haideți să-i dăm un tic mâncelui Sally. Poate vrea să umble besmetică pe drum. Ok, dacă ați văzut voi în episodul trecut, am recoltat soia, a fost ultimul lucru pe care l-am făcut și ne-am pregătit pentru următorul episod, adică pentru episodul de astăzi. Dacă n-ați văzut episodul trecut, vă sugerez să-l urmăriți. A rămas ca în episodul de astăzi să ne ocupăm de această sfectă, numai că în momentul de față este luna noiembrie, asta înseamnă că avem ouă de vânzare. Și din acest motiv, hai să facem felul următor. Hai să scoatem din depozit ouăle pe care le mai avem și mergem noi frumușel să le vindem la magazin. Ok. Hai să le încărcăm. Trebuie să ne mutăm un pic mai aproape de ele. Ok, hai să descărcăm. Hai să încărcăm alți. Ok, în momentul de față aveam o eroare, nu știu de ce făcea așa ceva. Nu e absolut nicio chestie. Bun, ia să vedem câte ouă avem. 30.449 de mii de ouă. Bun, hai să mergem să le vindem la magazin să mai luăm niște bănuți pe ele. Și după aceea, după ce ne întoarcem noi de la magazin, să trebuiască să ne ocupăm un pic de DJ. Dar până în alta, hai să vindem ouăle și pe urmă mai vedem. Bun, haideți că aproape am ajuns. E totuși destul de mare greutate, 30.000 de ouă. Ups. Hai că până la urmă am reușit să mă încadrez. Și nici nu am răsturnat camionul acolo de la fix. Bun, hai să mergem să vindem ouă aproape. L-am desturnat nici de data asta. Hai să mergem să vindem ouăle, să vedem câți bani luăm pe ele. Undeva în jur de vreo 50.000 de euro ar trebui să luăm. Bine, o să ne folosească la un moment dat. Trebuie să mai cumpărăm niște tractoare. Avem mai multe lucruri, deci mai avem de investit pe bani. Ok, ia să vedem câți bani luăm. Oho, nu știu ce calcule am făcut eu. Dar am luat 100.000 de euro aproape. 93.000. Suntem aproape, avem aproape milion. Da. Ok. Hai să mergem. Deci, ca și lucruri pe care le avem de făcut în episodul de astăzi, trebuie să ne ocupăm de sfeclă. Trebuie să ne ocupăm totodată și de iarbă, fiindcă în momentul de față. Hai să mergem până la fermă. Bun, haideți că aproape am ajuns la fermă. Și uite, vom parca noi camionul pentru moment. Uite, chiar aici nu lăsăm aici, fiindcă e destul de rău acolo poziționat. Hai să mergem în partea aceasta, fiindcă o să trebuiască să luăm remorca aceea roșie, să avem nevoie de ea la descărcat de sfect. Ok, hai să lăsăm aici remorca de paleți. Hai să o luăm pe Hai să luăm pe cea roșie, fiindcă o să ne trebuiască la sfeclă. V-am zis, în episodul de astăzi trebuiască să ne ocupăm de sfeclă, să trebuiască în același timp să ne ocupăm și de iarbă. Trebuie să o cosim, fiindcă am mai crescut și pierdem un pic productivitate, plus că am nevoie și de iarbă, nu mai vreau să mai fac, să mai construiesc ceva și o să am nevoie de fân, cât mai mult fân. Ok, ce mai putem noi să ne mai uităm? În primul și în primul rând, ia să vedem, la BGA nu mai avem paie în momentul de față, ceea ce este o problemă. Și mai avem, nu mai avem îngrășământ natural la serele noastre, în rest aici nu ar trebui să fie problemă, prea multă făină, la fel. Ok, uite, zahăr, nu mai trebuie lapte, ouă, aici ouă momentan nu mai avem, trebuie să așteptăm un pic până când vor mai produce. Ok, ia să vedem.
Ulei de rapiță avem foarte mult, mâncarea pentru porci se produce, îngrășământul lichid la fel aici avem foarte mult și aici ne trebuie neapărat foaie. No, ok. Hai să vindem și electricitatea și gasul metan și digesta. Ok, bun. Primul lucru pe care îl facem, hai să luăm niște îngrășământ, niște bolegar, să punem la serele noastre ca să înceapă în continuare să producă. După aceea o să trebuiască să mergem noi frumușel la... Da, dintr-un motiv sau altul, văd că nu mai avem aici locuri de, cum să zic, de produs bolegar. Probabil că la un moment dat am dezinstalat modul și exact aici avem aceeași problemă. Bun, atunci hai să facem în felul următor. Silosuri, extensori, extensii pentru silos sau silosuri, ce punem? Hai să începem pe silos. Hai să facem în felul următor. Intrăm un pic pe vopsire și facem mai întâi. N-am, asta e, nu mai stau să mai iau acum, oricum vor produce în continuare după aceea, nu știu de ce a dispărut. Ok, unul, hai să-l facem și pe al doilea, același lucru. Din nou amenajare, vopsire, nu știu de ce au dispărut silozurile mele, nici nu are rost să-mi bat prea în capă, probabil că am dezinstalat modul la un moment dat, cine mai știe, la câte modificări am făcut pe această artă. Ok. Unde facem aici așa? Gata. Asta e. Nu mai avem un tambolegar, trebuie să așteptăm să mai producă. Dar până produce el nu e nicio problemă, fiindcă noi va trebui de fapt să încărcăm niște îngrășământ. Și uite, avem aici și remorca cisternă pe care o să trebuiască să o descărcăm cu digesta. Trebuie să fie această remorca a rămas. Ia uite. Ia uite cum o blochez eu aici. Așa, un pic. Ok. La urmă l-am scos de acolo. Hai să încărcăm îngrășământul de aici. Hai să oprim totuși să nu mai ducă din îngrășământ, să producă din digestat, că trebuie să trenăm digestatul de acolo. Ok, trebuie să mai ducem paia, am spus, și trebuie să mai eliberăm din aici, nu mai avem momentan ce să facem, trebuie să mai eliberăm din paleți, da, avem prea mulți paleți pe la zona noastră industrială, asta trebuie să facem acum. Bun, hai că până la urmă avem un încărcat remorca, nu o să o duc până la capăt, adică nu o să o duc până la silos, o să ne întoarcem să o luăm. Hai să descărcăm totuși digestatul din această cisternă, ca să facem treaba asta, să mai chinui, să mai duc, să mai întorc în felul următor. Luăm noi ca pe tractor de aici, îl atașăm la acea cisternă, descărcăm digestatul și pe urmă ne vedem treaba în continuare. Ia, hai să vedem cum merge combinația noastră, teoretic așa ar trebui să meargă. Hai să descărcăm digestatul, i-am dat drumul să pornească, așa zic. Da, i-am dat, ok, este bine. Am ia toată remorca. Dacă ia pe toată trebuie să o mutăm de aici, mai avem încă una. Bun, super, super bine. Hai să luăm de aici atunci. Unde o parcăm? Hai să vedem unde găsim un loc unde să o parcăm. Ia uite, pe
pe cealaltă. Aceasta este plină. Aceasta trebuie să descărcăm, dar nu acum. Uite, o să lăsăm aici momentan această externă. Hai să aducem remorca. Hai să aducem remorca cu îngrășământ de acolo. Pe de aici. Și să o descărcăm la silos. Mergem să descărcăm la silos și după aceea o să luăm remorca pentru paleți. Mergem să luăm laptele de oițe, îl ducem pe acela la fabrica de lactate pentru oi. Și pe urmă de-abia putem să luăm restul paleților. Ce mai avem pe acolo? Și mai avem de dus paie. Am spus că mai ducem niște paie. Ok, hai să facem treaba asta. Bun. Hai să parcăm această remorcă. Unde o punem? Uite, o punem chiar aici. Nu să ne trebuiască un pic mai târziu. Dar, bine, pe de altă parte o avem și pe cealaltă. N-ar trebui să fie asta o problemă. Ce luăm întâi? Hai să luăm întâi paleții. Și de-abia după aceea ducem paiele, fiindcă în momentul de față avem cam multe de luat după acolo. S-au produs cam multe și pe urmă nu se vor opri din producție. Și asta chiar nu ne dorim absolut deloc, fiindcă pierdem bani. Bine, și la paie pierdem bani, dar înțelegeți de care e ideea, nu? Ok, mai să luăm această remorcă. Întâi mergem să încărcăm de și laptele și pe urmă trebuie să încărcăm și măsline. Să ducem și măsline la presă. Pe tot facem o treabă, varem să o facem până la cap. Ok. Bun, așa. Mai avem încă 2 paleți. Ok. Hai să luăm acum măslinele. Trebuie să încărcăm măslinele, fiindcă avem acolo. Trebuie să ducem la presă sau pe presa de făcut ulei de măsline. Te facem în felul următor. Ia să mai avem de luat, mai dă. Ok, m-am rezolvat, hai să rezolvăm cu ceilalți. Așa. 15.000 de litri, mai luăm încă. Ia să vedem cât avem. 3.000, încă 2.000 ar mai trebui să ne mai dea, cred. Sper. Deci pe ceilalți 2.000. Avem 20.000 de litri de măsline și 8.000 de litri de lapte de fapt 7.560 de lapte de oaie. Hai să mergem la zona industrială să lăsăm aceste lucruri. Bun, haideți că am ajuns. Întâi și întâi mergem la... ce era să fac? Hai să lăsăm întâi laptele de oaie. Odată. Mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Ok. Hai să lăsăm acum măslinele. Ultima treabă și pe urmă putem să încărcăm. Oricum se va umple această remorcă. Cred că o să facem două drumuri, cred. Hai să descărcăm acum. Avem aici un palet care nu prea vrea să desparte bine, era și era pus și gata. Bun, hai să încărcăm întâi. Ce încărcăm întâi? Întâi încărcăm ulei, avem foarte mult ulei aici. Mai avem ceva. Deja am încă remorca. Ok. Unu am rezolvat. Hai să rezolvăm și cu al doilea. Și anume, mergem să încărcăm. Mai avem aici lactatele.
fiind, dacă vă uitați voi, avem în momentul de față 1.064.208 euro. Asta din cauza că am vândut energia și gaz metan de la BGA. Da, deci în momentul de față avem destui bănuți. Hai să încărcăm acum și la Cătălin din partea aceasta, că și aici avem ceva produse. O să fie mai greu de manevra. O să pică mult. Da, nu e cea mai bună ziua mea de condus, dar asta este. Ok, hai să mergem să ducem acestea la fermă și pe urmă ne întoarcem pentru restul. Mai avem pâine, făină, mâncare pentru porci, tort. Hai să mergem să descărcăm pe acestea. Ok, avem o problemă aici. Am intrarea blocată pe depozit. Hai să facem în felul următor. Lăsăm aici remorca aceasta. Hai să luăm pe celelalte, adică pe acestea mici. Și mutăm lângă remorca aceea de lapte. Practic. De aici le-am. Asta ca să nu ne mai blocheze intrarea. Ok. Acum putem să mergem să descărcăm pe cealaltă. Să descărcăm, spunem tot ce avem aici la depozit. Și de-abia după aceea, adică acum, putem să mergem să mai aducem încă un transport. Încă mai avem acolo, ați văzut, mai avem pâine. Uite, deja am mai făcut un palet de măsline, dar îl lăsăm pe acesta. Ok, hai să mergem să luăm întâi. Să luăm pâina. De-abia după aceea trecem la pâine, la tort. Ok, hai să luăm. Avem aici niște mâncare pentru porci. Hai să luăm tot ce ne mai dă. Teoretic ar trebui să avem vreo 30 de paleți de făină. Deci mai avem și destul de mii de litri de mâncare pentru porci. Bun, așa. Hai să vedem. Ne dă și făina sau nu ne dă? Dacă intrăm noi frumos pe distribuție, hai să dăm pe depozitare. Și acum putem să încărcăm practic paleții de făină, care ni va da fabrica. Pe un pic mai în față. Așteptăm. Așa, acum e bine. Hai să încărcăm acum toată făina pe care o avem aici. Bun, așa. Ia să mai avem? Nu mai. E bine. În momentul de față este bine. Ok, hai să ia să vedem la brutărie cum stăm. Pâine și tort. Ok, hai să le luăm și pe acestea, dacă tot am venit până aici, hai să le luăm și pe acestea. Oricum avem foarte multe lucruri pe care va trebui să le vindem la un moment dat. Pentru bani, bineînțeles, pe care îi vom reinvesti practic. Nu că acum am stat prea rău la capitolul bani, dar pe de altă parte vrem mai mulți bani. Ok. Am luat și făina, am luat și tortul și pâinea. Acum putem să mergem să ne ocupăm. Mai trebuie să mai aducem niște paie la BGA. De-abia după aceea putem să ne ocupăm de sfeclă. Practic, oricum, stăm bine la capitolul bani. O să trebuiască neapărat oricum o grămadă de bani vom da anul următor pe combină. Mai durează până când o vom cumpăra.
oricum n-a venit nimic de recoltat așa în primăvară, să fie undeva prin vară când va fi orsul gata de recoltat, atunci o să cumpărăm combina. Mai vreau să mai cumpărăm niște terenuri și aș mai vrea să mai fac un adăpost de animale. Da, într-adevăr, mai vreau să mai fac un adăpost de animale, dar ăsta strict pentru făcuțe de carne. Nimic, nu vreau pentru altceva, vreau decât pentru făcuțe de carne să mai facem un adăpost pe care le vom hrăni doar cu fân. Nu le vom hrăni cu TMR, le vom hrăni doar cu fân. Fiindcă nu mă interesează să mai luăm niște bănuți, nu vreau să pierdem prea mult timp cu ele să ne bate în capul și de aceea le vom hrăni doar cu fân. Bun, de descărcat am descărcat tot. Ce mai trebuie să mai luăm? Am zis că mai luăm niște baie, să mai ducem la BGA, mai facem și acolo niște bănuți. O să luăm această remorcă imensă pe care o avem noi aici. Și mergem să încărcăm niște paie. Uite, ne poziționăm noi strategic pe partea aceasta, aici mai exact, și hai să scoatem niște baloți de paie, uite, odată 20, ok, bun, încă o dată 20. Și încă un. Mai avem încă 79 de baloți aici. Deci mai avem. 120 ne intră. Asta înseamnă 3 remorci din acestea. Bun. Anul viitor vom mai face din nou paie, bineînțeles. Ok, hai să mergem să ducem paiele acestea și de-abia după aceea ne ocupăm de sfeclă. Ok, wow, ce e ăla? Ce e asta? Ulei de soia. Asta nu o văd până acum. Ok, hai să descărcăm paiele. Uite, să trebuiască noi aici frumușel să le descărcăm. Facem așa frumos. Le lăsăm la BGA. Gata, acum putem să ne ocupăm de... Acum putem să ne ocupăm de sfecla noastră și mai trebuie să mă gândesc un loc unde să construim noi un adăpost de văcuțe. Și cred că chiar acum vom face lucrul acesta. Nu, nu o să facem acum. Hai să-i dăm bătaie să cosim iarba aici și de-abia după aceea ne vom băga pe recoltat de sfeclă. În episodul următor o să facem și baloții de iarbă și să trebuiască să mai împrăștiem un pic de var pe acest teren, ceva îngrășământ, la fel, da, o să facem și lucrul ăsta. Ok, hai să ne punem pe cosit. Shadow dark and cold to the touch.
Bun, ok, haideți că, uite, am reușit să termin până la urmă, să cosesc chiar, va? Mai avem aici o mică bucățică, o terminăm și acum trebuie să trecem neapărat la... Ok, în momentul de față chiar suntem gata. Acum trebuie să trecem neapărat la sfeclă, fiindcă nu mai avem prea mult timp la dispoziție, ca și lumină, în primul rând. În al doilea rând, deja, până la următoare, nu o să mai fie bună de recoltat sfecla. Dacă nu o recoltăm acum și așa că ne băgăm repede pe o recoltă, tot nu durează foarte mult. Ați văzut și data trecută n-a durat foarte mult. Bun, hai să luăm combina. Nu stăm prea mult pe gânduri, v-am zis, avem... Sunt un pic contratimp, practic am întârziat un pic cam mult cu adusul tuturor produselor la depozit. Asta este, aceasta a fost problema. Și hai să facem felul următor, hai să desfășurăm, ups, combina, ne cere să desfășurăm combina, așteptăm să o desfășurăm. O să duc totuși de curiozitate o remorcă din aceasta de sfeclă și la BG, să vedem așa cam ce ne iese practic dintr-o remorcă. Oricum am mai încasat niște bani pe BG. Deja nu mai avem paie, practic. Când spun că nu mai avem paie, mă refer că azul se face urman acolo și nu mai pică, practic. Deși avem acolo paiele duse, uitați, exact asta. Da, hai să facem în felul următor. Punem aici mormanul mare. Și să sperăm că ne ajunge. Ok, hai să ne continuăm și să-i dăm din la treabă.
Ok, haideți că am terminat de recoltat și sfecla, uite, avem aici o mică bucățică care nu s-a recoltat cum trebuie. Hai să o luăm complet și pe aceasta și mergem să descărcăm combina. O vom descărca la silosul nostru, practic, fiindcă nu are rost să ne complicăm din nou cu VGA-ul. Ați văzut că am descărcat oarecum undeva jos, o să trebuiască să ducem încărcătorul pe roți acolo. Acceptă decât 30.000 de litri de sfeclă. N-am știut treaba asta, am zis că acceptă 70.000 de litri ca celălalt, ca paiele, practic, da, se pare că nu. Să trebuiască să ducem încărcătorul pe roți să încărcăm restul de sfeclă în BGA. Pe luna noiembrie, sincer, cam asta a fost. O să ne mai ocupăm un pic pe luna decembrie, de fapt o să ne ocupăm pe luna decembrie. Să trebuiască să arăm terenurile noastre, în primul și în primul rând, și trebuie să găsim un loc unde să mai construim un adăpost de văcuțe. Să vedem exact unde îl vom construi. Stați așa, să pliem un pic combina, că din această cauză nu intră acolo sub șopron. Ei, acum intră. Cam mai. Ok, hai să oprim. Și acum hai să mergem să descărcăm și restul de sfeclă în silos. Da, o să trebuiască să arăm terenurile noastre. Să vedem acum, poate cumpărăm și terenul cu numărul 48. Ar fi o soluție și acesta, să mărim aici un pic câmpul de sfeclă. Dar urmează, lucrurile astea urmează să le facem. Momentan, după cum se poate vedea, bănuți, am avea ceva, o să urmeze vânzarea de produse în iarnă acum. Poate și reușesc să opresc tractorul cu remorca și vom mai încasa niște bani din care ne vom permite să facem investiții. Vani, o să trebuiască să cumpărăm combină, o să trebuiască să cumpărăm un tractor, cel puțin, dar lucrurile astea pe viitor, da? Ok, mai avem încă un lucru de făcut. Hai să oprim tractorul, să oprim și luminile la el. Hai să luăm încărcătorul pe roți, adică acesta, și hai să mergem până la BGA, fiindcă acolo avem nevoie de el. În momentul de față trebuie să încărcăm și restul de sfeclă la BGA. Hai să mergem să încărcăm cât un pic, măcar mai consumă din el. Da, hai să lăsăm așa, fan. Mai avem încă ceva de făcut. Vom mai lua un pic. Eu cred că aici, în silosul nostru, cred că mai avem totuși niște bălegar. Și într-adevăr, mai avem 62.000 de litri de bălegar. Hai să încărcăm să ducem la serele noastre, până la urmă le mai dăm și lor. Și mai putem să mai ducem la vicii, la fel, mai luăm niște bănuți. La sfeclă, ok. Hai să-i dăm aici și pe vânzare. Și la fel și la digestat. Să mai încasăm niște bani până la urmă, nu asta o problemă. Ok. Bun. Hai să mergem să descărcăm întâi la sere și de-abia după aceea mergem să ducem și la BG restul ce ne rămâne, practic. Că de ce nu? Și o să mai aruncăm o privire la animale, cu toate că nu cred că va fi nevoie de ceva la ele, dar pentru orice eventualitate să fim mai siguri. Ok, hai să descărcăm. Hai să descărcăm noi olegarul la sere, în primul rând. Destul de greu. Ok, odată. Asta a fost odată, mai de și la al doilea.
Ok. 42.000 de litri ne rămân cu aceștia. Pe aceștia îi vom duce la BG. Da, ca să știm o treabă. Mai dăm și acolo să mai producă ceva bănuți până la urmă. Ne-am cam scos investiția pe BG, ne-am scos-o mai mult ca sigur. O mai ținem cât putem de mult, mai ales că am deocamdată mai am destul de paie. Când nu voi mai avea paie, atunci intervine cu totul și cu totul altă discuție, dar pentru moment, ținând cont că mai am, o mai ținem. Ziceam că nu duc colegar și restul lucrurilor, dar uite că până la urmă tot am dus. Da, m-a interesat în principal pentru paie, fiindcă paie oricum aveam mult prea mult, deci n-aveam ce să fac cu el. Dar mai vedem azi, mai schimbăm planurile. Ok, hai să descărcăm noi bolegarul. Vedem. Vedem cum reușim să descărcăm. Ok, hai să descărcăm și bolegarul, să-i dăm drumul să și producă și din bolegar. I-am dat, ăla e. Văd că l-a luat pe tot. Se pare că bolegar ia 70.000 de litri. Hai să mai punem și niște paie, să știm o treabă. Problema rămâne în momentul de față cu sfecla. Să vedem dacă putem să facem ceva în legătură cu sfecla. Și anume, ia hai să luăm noi încărcătorul pe roți. Hai să încărcăm în remorcă. Strângem de aici sfecla cel puțin. Măcar o parte din ea. Nu știu, pe aceea care a picat acolo în chestia aceasta, dacă mai putem să o mai luăm. Se pare că da, putem. Nu-i problem. E bine atunci. Sunt un pic cam instabil încărcătorul nostru pe roți. Nu știu de ce, teoretic ar fi trebuit să fie un pic mai stabil. Uite că nu prea îi place. Cel puțin am luat cea mai mare parte din el. Da, cam atât pentru acest episod, prieteni. Nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor când vom mai face câte una alta pentru ferma noastră. Hai să stingem luminile, hai să oprim și același lucru și aici. Hai să mai descărcăm un pic. Gata. Ăla. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor. O zi frumoasă, aveți, pa, pa! It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to.